Mă bucur să vă salut din noul sediu al clinicii Digesmed din Caranfil 75, întâlnirea noastră lunară pe care o realizăm împreună cu medicii minunați la clinica Digesmed. Astăzi sunt împreună cu domnul dr. Mihai Andrei, medic primar gastroenterolog la clinica Digesmed. Mă bucur să vă revăd, domnule doctor. Bună ziua și mă bucur să vă revăd. Și povestim despre boala Crohn, o afecțiune destul de dificil de diagnosticat, de tratat și o să discutăm în amănunt acest subiect. Profităm de prezența domnului doctor, așteptăm întrebările voastre. Le mulțumesc și partenerilor Media, revista Galenus și Farmacia Ta, pentru că deja mi-au strâns anumite mesaje și mi le-au trimis. O să răspundem tuturor. Domnule doctor, cum putem defini boala Crohn? Boala Crohn, alături de colita ulcerativă, reprezintă una din cele două entități destul de dificil de diagnosticat și de tratat. Colita ulcerativă este cealaltă entitate. Mai există și o a treia entitate numită colita nedeterminată, care uneori împrumută caracteristici și de la boala Crohn și de la colita ulcerativă. Boala Crohn, spre deosebire de colita ulcerativă, afectează toate segmentele tubului digestiv, de la nivelul cavității bucale până la nivelul orificiului anal. Uneori poate să implice chiar și zona anoperianală, adică zona din jurul orificiului anal și să dea o complicație importantă care se numește boală perianală. Se poate localiza așadar de la nivelul tubului digestiv superior până la nivelul tubului digestiv mediu, adică intestin subțire. Localizarea predilectă, adică cea mai frecventă, este la nivelul ultimei porțiuni de intestin subțire, zona ileală, cum îi spunem noi, sau de partea cealaltă a valvei ileocecale, adică în zona cecului. Deci localizarea ileocecală este de multe ori cea mai frecvent întâlnită. Putem să avem și localizare exclusiv la nivelul colonului sau localizare la nivel perianal, o situație destul de importantă pentru că generează probleme de management și de disconfort important pentru pacienți. Ce sunt aceste fistule perianale? Sunt niște comunicări de anormale între tubul digestiv din interiorul abdomenului evident și zona exterioară din jurul orificiului anal. Boala Crohn poate să afecteze atât copiii cât și adulții. Este o patologie importantă care poate să genereze o reducere a calității vieții pacienților noștri. Se poate asocia într-o proporție destul de mare cu necesar de intervenție chirurgicală. Sunt unele studii care spun că jumătate din pacienți în decurs de 10 ani din momentul diagnosticului cel mai probabil că vor avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Și mai este un lucru de menționat dacă tot vorbim de partea de chirurgie în boala Crohn, respectiv în momentul în care operăm un pacient cu boală Crohn, să-i rezecăm segmentul respectiv bolnav, inflamat, lucrul acesta nu va fi curativ, adică o intervenție chirurgicală pentru boala Crohn nu face altceva decât să rezolve temporar problema, iar astfel de pacienți vor avea nevoie în continuare de tratament medicamentos, iar riscul să necesite o nouă intervenție chirurgicală este destul de mare. Deci iată așadar, prin elementele pe care le-am menționat puțin mai devreme, că este o boală importantă pe care trebuie să o diagnosticăm la timp, cât mai rapid din momentul în care încep să apară simptomele și să o manageriem cât mai bine cu putință pentru ca pacienții noștri să aibă calitatea vieții cât mai bună. Despre asta o să discutăm astăzi în detaliu, astfel încât să ajungem la medic la timp și să putem acționa. Categoric. Dacă ar fi să facem diferențele între o afecțiune gastroenterologică obișnuită și boala Crohn, care ar fi aceste diferențe, domnule doctor? Sunt unele diferențe între boala Crohn și patologiile digestive ceva mai obișnuite și mai puțin amenințătoare de viață, să spunem. Gastroenterita acută, adică o colonizare bacteriană cu germeni patogeni a tubului digestiv ce se petrece într-un moment acut al vieții fiecăruia dintre noi, reprezintă o entitate care trebuie să comporte un diagnostic diferențial de cele mai multe ori. Este foarte adevărat că această infecție digestivă este de obicei acută în cazul germenilor uzuali, iar în cazul bolii Crohn, inflamația și simptomele pacienților sunt cronice, dar sunt situații în care nu știm cum debutează bolile, este foarte adevărat. Medicul de specialitate va fi cel în măsură să stabilească dacă un pacient
care are o infecție digestivă acută are și riscul de a avea concomitent o boală Crohn care nu a fost încă diagnosticată și va recomanda de cele mai multe ori efectuarea de analize sanguine și mai ales analize coprologice, deci din materiile fecale, pentru a stabili diferența, un diagnostic diferențial, diferența între aceste patologii. Spuneam așadar de infecțiile digestive, foarte frecvente, dar la fel de frecventă ca patologie este și entitatea numită sindrom de intestin iritabil. Aproape toată lumea a auzit de această patologie, care afectează o proporție importantă de pacienți din populația generală. Studiile de specialitate spun că acest procent este cuprins între 15 și 20% din populația generală a globului. Iată așadar foarte, foarte mulți pacienți suferind de intestin iritabil. Pentru a stabili un astfel de diagnostic la pacienții noștri, va trebui de cel mai multe ori să realizăm investigații endoscopice sau să facem un minimum de investigații din sânge sau din materiile fecale. În la pacienții care au ca niște buzunare ale mucoasei colonice, în zonele dintre acești diverticuli pot să existe ocazional inflamații. Inflamații care pot să cauzeze simptome, uneori similare cu cele ale bolii Crohn. Avem nevoie de un diagnostic de specialitate într-o astfel de etapă, pentru un astfel de pacient. Diagnosticul acesta stabilindu-se de cele mai multe ori pe baza probelor din sânge biologice și pe baza aspectului colonoscopic. Să discutăm și mă bucur că se întâmplă așa. DigesMed, sediul nou din Caranfil, numărul 75. Mesajele deja sosesc. Uite, cineva întreabă asemănări și deosebiri între boala Crohn și rectocolita ulcerohemoragică. Mă bucur că un telespectator ne-a întrebat lucrul acesta, pentru că, să știți, dragi privitori, este uneori dificil. În aceste principale de diferențiere, aspectul endoscopic, dar sunt situații în care și pe noi ne poate induce în eroare această modalitate de apariție a leziunii, de apariție și de manifestare a leziunilor endoscopice. Într-o astfel de situație, obligatoriu vom preleva biopsii din mucoasa colonului, un expert anatomopatolog le va analiza, iar rezultatul va fi cel mai probabil în favoarea uneia din cele două entități. S-ar putea ca nici așa lucrurile să nu fie foarte simple și atunci să ne bazăm pe alte analize. Crohn afectează și aceste porțiuni și s-ar putea să fie nevoie să efectuăm și endoscopie digestivă superioară sau o investigare a intestinului subțire extensivă ca să facem diferențierea între cele două. Mai sunt și o serie de analize din sânge care se folosesc ceva mai rar. Din fericire, tratamentul pentru colita ulcerativă și pentru boala Crohn nu este foarte diferit și atunci, chiar dacă uneori nu putem face o distinție foarte clară, dar, repet, din fericire nu se întâmplă foarte des lucrul acesta, tratamentul și proba timpului vor spune care din cele două entități este. Deci, iată, avem niște modalități de diagnostic diferențial. Evident că dacă un pacient are o suspiciune de Crohn sau colită ulcerativă, va trebui aș spune. Și complexă. Vreau să ne spuneți acum, domnule doctor, cât de periculoasă poate fi inflamația aceasta ce apare, inflamația specifică bolii Crohn, la ce complicații poți ajunge dacă nu ai descoperit boala la timp și nu ai urmat un tratament. Desigur. Complicațiile cele mai importante ale bolii Crohn sunt cele datorate bolii în sine. De lungă.
înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în zona respectivă de intestin sau de colon afectat, datorită nenumăratelor procese inflamatoare repetitive, zona respectivă se va stenoza, se va îngusta. Dacă este o stenoză inflamatoare, adică o inflamație acută a zonei respective, s-ar putea ca medicamentele să fie eficiente și zona respectivă să se destenozeze și pacientul să nu necesite intervenții speciale. Dar dacă survin repetat aceste inflamații sau zona respectivă se fibrozează, deci cu un țesut care nu mai respectă intervenție chirurgică endoscopică, sunt niște manevre destul de invazive pe care trebuie să le avem în vedere, dar evident scopul este ca pacienții noștri să nu ajungă la astfel de complicații. Complicația redutabilă a stricturilor o reprezintă ocluzia intestinală, care din păcate este posibilă la pacienții cu boală Crohn. Într-o astfel de situație, pacienții vor trebui să beneficieze de intervenție chirurgicală, dar, așa cum deja am spus puțin mai devreme, intervenția chirurgicală nu va fi și curativă, ea va fi doar o temporizare a continuării tratamentului sau o etapă mai bine. Nu va fi curativă. Cealaltă complicație extrem de importantă sunt bolile perianale. Este afectarea perianală propriu-zisă, formarea de fistule între tubul digestiv interior propriu-zis și zona anoperianală. În astfel de situații trebuie să gestionăm foarte riguros pacienții noștri, pentru că este o zonă extrem de sensibilă. Uneori pacienții necesită intervenții chirurgicale. Managementul trebuie să fie foarte atent, trebuie să colaborăm cu colegii noștri chirurgi, cu colegii noștri de la de fistule între unii pacienți ajung să facă fistule enterocutanate, adică fistule între intestinul subțire și piele sau fistule între intestinul subțire și vezica urinară, fistule enterovezicale. Păcate și complicații neoplazice. Boala aceasta poate să dea după zeci de ani de evoluție neoplasm de colon rect, zona anală, tegument și alte localizări. Vreau să discutăm legat de stabilirea diagnosticului, domnul doctor, este foarte important. Ce ar trebui să ne trimită urgent ca simptom specific și odată ajuns și la medic, cum se stabilește diagnosticul de boală Crohn? Diagnosticul de boală Crohn se stabilește pe baza mai multor investigații și anamneză riguroasă, dar haideți întâi într-adevăr să vorbim despre simptomele pe care le au pacienții și care trebuie să-i trimită cât mai rapid la investigații. Simptomele cardinale ale bolii Crohn sunt reprezentate de durere abdominală, cronică, repetitivă, neplăcută, invalidantă de multe ori, localizată ori la nivelul hemiabdomenului drept, ori la nivelul întregului abdomen, alături de tulburări de tranzit intestinal sub formă de diaree, uneori diaree cu sânge, dar de cele mai multe ori diareea este cu urme de sânge, adică pacienții nu pot depista sângele propriu-zis, este nevoie de investigații suplimentare, astenie, fatigabilitate și uneori scădere ponderală. De ce? Pentru că dacă afectează intestinul subțire, acești pacienți, din păcate, nu pot absorbi cum trebuie nutrienții și se produce fenomenul de malnutriție cu deficite vitaminice, deficit de fier, deficit de calciu, deficit de vitamină D și așa mai departe. Acestea ar fi simptomele cele mai importante. Alte simptome care pot să aibă legătură cu o boală inflamatoare sunt simptomele, așa zis, extraintestinale, respectiv simptome care nu țin de tubul digestiv, dar care au legătură cu boala Crohn în sine. Iar exemple de astfel de simptome ar fi cele articulare, pacienții pot să aibă afectare de articulație sacroiliacă, afectare de articulații de dimensiuni mai mici, pot să aibă modificări oculare,
Este greu de crezut că boala Crohn poate avea modificări oculare, dar da, lucrul acesta se întâmplă. Manifestări tegumentare și există două boli extrem de severe care se numesc pioderma gangrenosum și eritem nodos, pe care colegii noștri de la dermatologie le recunosc imediat și în momentul în care au un astfel de pacient îi direcționează către noi pentru investigații speciale. Și osteoporoza poate fi o manifestare legată tot de boala Crohn din cauza absorpției deficitare de calciu. Deci, iată, o sumedenie de manifestări extraintestinale, alături de cele clasice pe care le-am amintit, și manifestările acestea trebuie obligatoriu să ducă pacientul către investigații de specialitate. Ce investigații urmează astfel încât să fie stabilit diagnosticul de boală Crohn? Investigațiile pe care le facem pornesc de la pacientul și văzând care sunt pacientului nostru, iar apoi vom trece la investigații amănunțite de laborator. În primul rând vom face niște analize sangvine, hemogramă, proteină C reactivă, VSH, marcări de absorpție intestinală. Va trebui să facem niște probe din scaun, pentru că pacienții cu boală Crohn au o anumită enzimă prezentă în materiile fecale, ce se numește calprotectină și care este crescută la imensa majoritatea pacienților suferinți de această patologie. Și uitați, domnule doctor, chiar Alexandra Mitroi ne întreabă calprotectina fecal 1000 ce înseamnă. La fel, Doriana Maria ne salută, spune analiza de calprotectină pozitivă, poate să indice boală Crohn? Da, categoric. Analiza de calprotectină la valori de peste 100 de micrograme calprotectină crescută. Telespectatoarele noastre să sufere de o boală inflamatoare este destul de mare. Este foarte adevărat că nu trebuie să se alarmeze, ci să vină la un control de specialitate, pentru că mai sunt unele patologii acute care pot să dea o calprotectină fecală destul de crescută. Deci, ce spuneam la începutul întrebării dumneavoastră, referitor la o anamneză riguroasă, la momentul în care au debutat simptomele, contează foarte mult. Legat de tratament, odată stabilit diagnosticul, există mai multe metode de tratament. De vindecat știu că nu se vindecă boala, dar tratamentul da. Din păcate chirurgicală nu este curativă. Există o sumedenie de medicamente pe care le avem la dispoziție cu eficiență mai mică sau mai mare. Este destul de dificil de explicat în momentul acesta care sunt criteriile care stau la baza alegerii noastre, dar trebuie întotdeauna să ne gândim că pacienții cu boală Crohn au nevoie de un tratament pe termen lung. Tratamentul pe termen lung înseamnă ani sau chiar zeci de ani, așa încât tratamentele pe care le administrăm trebuie să stabili care este varianta cea mai bună pentru tratament de inducție a remisiunii, cum îi spunem noi, adică în faza acută să începem deja vindecarea mucoasei zonei respective afectate. Lucrul acesta se întâmplă în primele 2-3 luni, iar după aceea va trebui să avem un tratament de menținere a remisiunii, respectiv să ne propunem ca intervalul dintre perioadele de acutizare a bolii Crohn să fie cât mai lungi cu putință, deci numărul de acutizări să fie cât mai puține cu putință. Lucrul acesta îl facem adaptat fiecărui caz în parte și avem medicamente destul de eficiente. Medicația biologică este foarte, foarte importantă în privința aceasta, ne oferă beneficii majore pentru pacienții noștri cu riscuri foarte mici de recădere, numai că medicația aceasta necesită o evaluare minuțioasă înainte de a fi administrată și întotdeauna sub supraveghere medicală strictă. Bun, iar ca stil de viață, restricții alimentare, câteva sfaturi? Pacienții suferiți de boală Crohn, să știți că restricțiile alimentare majore nu s-a dovedit că ar avea vreun beneficiu major pentru pacienții noștri.
Dacă le vom recomanda niște diete restrictive pacienților noștri cu boală Crohn, nu vom face altceva decât să accentuăm de multe ori gradul de nutriție redus pe care unii din ei îl au. Este foarte adevărat că pacienții cu boală Crohn, de pildă, trebuie să fie atenți la alimentele pe care le consumă, așa cum fiecare din noi ar trebui să fie atent la alimentele pe care le consumă. De ce? Pentru că... corticoterapic, care... undeva între 4 și 5 și să nu fie foarte importante cantitativ pentru a evita distensia abdominală. Ca să le putem face recomandări suplimentare. Este foarte important ca pacienții cu boală Crohn să fie echilibrați din punct de vedere psihoemoțional. Este adevărat că partea aceasta psihoemoțională nu poate să genereze un episod de acutizare la pacienți, dar întotdeauna stresul este favorizant pentru acutizarea sau pentru apariția oricărei boli suplimentare. Nu este un factor exclusiv declanșator, dar contribuie destul de important. Și să nu uităm de grupurile de suport pentru pacienți cu boală Crohn. Din fericire, există și în România astfel de organizații care cuprind pacienți cu o astfel de boală, pacienți care se pot întâlni, care pot face schimburi de experiențe, schimburi despre stilul de viață, pentru că, da, din păcate, viața pacienților cu boală Crohn este afectată, dar atâta vreme cât tratamentul pe care îl oferim este corect și eficient, viața lor poate fi normală. Da? Viața pacienților cu boală Crohn poate fi și normală dacă facem ceea ce trebuie din punct de vedere medical. Și la cât timp ar fi necesar un control medical periodic pentru cei cu boală Crohn? Ar trebui ca un pacient cu boală Crohn să facă un control amănunțit în funcție de ceea ce îi se recomandă de către medicul curant, care îl știe cel mai bine, dar sub nicio formă mai rar de una-două ori pe an, chiar dacă totul înseamnă că se simte bine. Dacă se simte bine, dacă este în remisiune, dacă nu există simptome, dacă nu există sângerări și diaree, chiar și așa un pacient cu boală Crohn trebuie să fie urmărit de cel puțin două ori pe an sau mai des în cazul în care există perioade de acutizare sau orice fel de alt simptom. Domnule doctor, o să vă rog să repetați un pic legat de restricțiile alimentare, stil de viață. Ionela ne scrie că ar vrea să mai audă încă o dată pentru că au fost iarăși mici probleme tehnice. Desigur. Dieta restrictivă majoră nu este recomandată, dar, de pildă, alimentație cu 4-5 mese pe zi, ceva mai reduse cantitativ, este recomandată. Să avem grijă la cantitățile de fibre pe care le consumă pacienții cu boală Crohn sau la cantitatea de cofeină pe care o consumă sau la grăsimile alimentare, mai ales grăsimile animale consumate. De ce? Pentru că ele însele pot să accelereze tranzitul intestinal și să producă un număr mai mare de scaune pe zi, ceea ce nu ne dorim la pacienții noștri cu boală Crohn, știut fiind faptul că pacienții aceștia suferă în general de diaree. Dieta restrictivă de sare nu este recomandată decât în cazul în care pacienții fac tratament corticoterapic. Trebuie să fim atenți la suplimentarea cu vitamine, dacă există un deficit la pacienții noștri, să fim atenți la produsele lactate, în cazul în care pacienții suferă concomitent și de intoleranță la lactoză, dar dacă nu suferă de această patologie, utilizarea frecventă a derivaților de lactate este recomandată pentru că aportul nutritiv este extrem de bun. Și spuneați, atunci când valorile calprotectinei ies mărite, înseamnă că există suspiciunea sau chiar boală Crohn, întreba Alexandra, cu calprotectina aceasta fecal 1000. Da, există o suspiciune înaltă de boală Crohn sau de colită ulcerativă, depinde de fiecare situație în parte, dacă pacienta noastră prezintă o astfel de valoare de calprotectină. Va trebui făcută o anamneză riguroasă să vedem de când există simptome, ce simptome există și cel mai probabil pacienta noastră va trebui să facă investigație colonoscopică.
O salutăm și pe Elena, văd că se uită. La fel, Mihaela Marinescu ne întreabă, domnule doctor, dacă există tratament medicamentos. Există tratament medicamentos, sigur. Există niște preparate care se cheamă antiinflamatoare, specifice pentru intestin, dar din păcate eficiența lor în boala Crohn este valabilă doar pentru formele foarte, foarte ușoare. Există un anume tip de tratament care se numește imunomodulator, cu un preparat destul de sigur, dar cu potențiale efecte adverse care trebuie discutate înainte cu pacientul. Sunt preparate precum azatioprină sau metotrexat și există medicamentele biologice, infliximab, adalimumab, vedolizumab. Sunt mai multe preparate de anticorpi monoclonali pe care le administrăm pacienților noștri cu rezultate foarte, foarte bune. Am foarte mulți pacienți în tratament cu medicamente biologice sau cu azatioprină care au ani întregi de evoluție bună, evoluție bună însemnând că nu au mai prezentat acutizări ale bolii, s-au simțit bine, au fost în remisiune sau sunt în remisiune și își continuă viața în mod obișnuit. O altă întrebare foarte interesantă, dacă boala Crohn se poate moșteni și dacă putem face ceva pentru a preveni debutul bolii. Boala Crohn se poate moșteni, este foarte adevărat. Datele din literatura de specialitate arată că frecvența cu care rudele de gradul 1 ale unui pacient suferind de boală Crohn pot și ele să facă boală Crohn, deci procentul acesta, probabilitatea aceasta este cuprinsă undeva între 2 și 20%. Mie mi se pare un procent destul de mare de risc, dar este foarte adevărat că genele acestea predispozante, sunt vreo 200 la număr, nu sunt suficiente pentru ca pacientul nostru care moștenește aceste gene să facă și boală Crohn. Este nevoie întotdeauna de mai mult, de niște factori de mediu nefavorabil, de fumat, pentru că fumatul este un factor de risc extrem de important pentru boala Crohn, de o activitate fizică insuficientă de-a lungul unei săptămâni, să spunem ca interval de referință. Este nevoie de o alimentație complet dezechilibrată, săracă în fibre și sau bogată în lipide care să favorizeze apariția bolii Crohn și este nevoie de multe alte elemente pentru ca cei care moștenesc aceste gene să ajungă și ei să facă boală Crohn. Altcineva ne întreabă când ar trebui început screening-ul și în ce constă acesta atunci când vorbim de boală Crohn, firește. Screening-ul propriu-zis pentru boală Crohn nu se face. Noțiunea de screening ar însemna să luăm un eșantion din populație și să-i verificăm dacă au sau nu boală Crohn. Dacă e să ne referim la verificare propriu-zisă dacă un pacient are sau nu boală Crohn, asta ar însemna ca pacienților cu simptomele pe care le-am menționat puțin mai devreme să se asigure că nu are boală Crohn. Deci pacienți care au durere abdominală cronică, repetitivă, mai ales în partea dreaptă a abdomenului, diaree, peste 2-3 scaune pe zi de consistență scăzută, scaune cu sânge sau malabsorție, semne de malabsorție, sunt pacienții care ar trebui obligatoriu să se prezinte pentru investigații. Care era partea a doua a întrebării, vă rog să mă iertați? În ce constă? Dacă există acest screening? Da. Screeningul, verificarea constă în ceea ce am menționat puțin mai devreme, respectiv efectuarea de calprotectină fecală, examen clinic amănunțit, analize din sânge, analize din materiile fecale și, dacă este nevoie, și ileocolonoscopie, adică să verificăm pe interiorul nostru, să zicem așa, colonul și ultima parte de intestin subțire. Un alt mesaj extrem de interesant, cât de întâlnită este coexistența bolii Crohn cu sindromul colonului iritabil și ce este de făcut pentru a gestiona mai ușor și mai eficient această situație. Este foarte frecventă asocierea bolii Crohn cu sindromul de intestin iritabil, dar, așa cum am zis puțin mai devreme, simptomele de cele mai multe ori se suprapun. Așa încât la pacienții noștri uneori nu putem să facem la pacienții noștri care au boală Crohn, uneori nu putem să facem o distinție foarte clară care sunt simptomele care se datorează bolii Crohn și care sunt simptomele care se datorează sindromului de intestin iritabil. Dar, în principiu, asocierea este extrem de frecventă. Suntem pe finalul interviului nostru, domnule doctor, pe finalul acestui live. Sper că am răspuns tuturor mesajelor sosite din partea voastră. Cu ce ar trebui să rămânem? Concluzia discuției noastre, la semnele acelea de care spuneați, n-ar trebui să ezităm să mergem la medic, nu? N-ar trebui să ezităm la nimic care iese din obișnuitul nostru, din punct de vedere digestiv.
chiar dacă nu sunt fix aceste semne pe care le-am amintit puțin mai devreme, ci pur și simplu este o schimbare în ceea ce privește tubul nostru digestiv față de momentele de bază, să spunem. Se schimbă ceva în rutina noastră de zi cu zi. Începe să ne doară burta, începem să avem scaune modificate, slăbim în greutate și alte elemente. Deci orice fel de modificare a noastră din punct de vedere abdominal-digestiv trebuie să ne ducă spre un consult de specialitate și uneori trebuie să ne gândim că ar putea să fie și o boală cronă, din păcate. Mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor, și promit că revin aici în clinica DigestMed pentru a mai povesti și altă dată. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați fost și astăzi alături, ne-ați trimis foarte multe mesaje. Le mulțumim partenerilor media care ne-au susținut pentru a realiza acest live astăzi și iată ne-au furnizat mesaje din partea voastră. Mulțumesc Farmacia Ta și mulțumesc Galenus. Vă mulțumesc vouă că ne sunteți alături la întâlnirea noastră periodic, o dată pe lună, aici în clinica DigestMed, deja este tradiție, revin cu drag, astfel încât să putem povesti și să avem grijă de sănătatea noastră, pentru că de aceea realizăm aceste interviuri, să tragem un semnal de alarmă. Până data viitoare, aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși și voioși. Pe curând!